1120. O Maica Domnului, din chipul tău un duc de taină se naște. În tine este icoana de sus, că porți în brațe pe Dumnezeescul Iisus. În tine este icoana de jos, de pământ, că ești chip de făptură. Și așa în icoana ta sunt și Dumnezeu și creație împreună. O duple isihie, ce făptura se arată, dar cu Dumnezeu întrupat. În genunchi, în fața icoanei, a chipului de taină, în mine intră Duhul mistuitor, cu focul cel mai curățitor. Dumnezeu se face în lume făptură și eu, cel din lume, mă urc în Dumnezeu. Iată taina destinului meu. Ochipul icoanei Maicii Domnului, tu îmi deschizi ușa spre Dumnezeu, care se întrupează în lume, ca să mă întrupez în Dumnezeu și eu. Încep să înțeleg și eu prima taină a vieții isihaste. Să urci spre Dumnezeu este calea isihiei și icoana chipului Maicii Domnului este prescurea liturghiei, ce deschide ușile cerului. O acatistul icoanei, cânti în mine mereu ca o liturghie, prin care mă fac și eu o biserică vie. Și începe în mine tainicul ritual ce naște Duhul de isihie. Închinarea la icoană este Duh de mare taină. Închinarea este zbor pentru inima cu dor, care cade la picioare ca în văzduh apoi să zboare în cântare. Stau în genunchi în fața icoanei și pruncul Hristos pe care îl ține în brațe, lumea întreagă în icoana sa o preface. Fecioara mamă este icoana lumii. Pruncul Hristos este icoana lui Dumnezeu și întâlnirea lor de taină dă lumii dumnezeiască haină. Unde să găsesc chipul soarelui în care mintea să-mi odihnesc? Este în brațele icoanei Maicii Domnului, în Hristos, pruncul dumnezeiesc. O soare de mare taină, un prunc miel nevinovat, în care toată lumea cerului și pământului s-au adunat. Isihie, lumină de soare dumnezeiesc întrupat, taină de icoană, isihie, Duhul tău și în mine să vie. Cine să spună chipul Tatălui? Singurul care poate este chipul Fiului. Fiul este cuvântul asemănarea, ce din Tatăl se naște, lumina arătarea. Și tot din Tatăl urcede căldura chipului Duhului, iar împreună cu lumina sunt însuși trăimea. Fiul chipului Tatălui cântă, Duhul chipului Tatălui pecetuiește și în Fiul și în Duhul Tatăl se odihnește și Tatăl și Fiul și Duhul sunt treimea unică. Tatăl, nume cel mai mare, Fiul, nume cel mai scump, Duhul, nume cel mai sfânt. Ție, Dumnezeu treime, închinare. Fă-ți mintea prunc, fă-ți inima prunc,
fă-ți toate simturile prunc, asemenea pruncului Hristos și cu pruncul dumnezeiesc, zi rugăciunea Tatălui Ceresc. Cine-i iubirea lui Dumnezeu să o cuprindă? Doar Fiul Său o poate. Și iubirea Fiului, doar chipul Tău de Maică. O chip de mare taină, Tu chipul cel mai ales, deși chip de creație, având pe Fiul Dumnezeesc în brațe, te faci icoană de închinare. Bucură-te, icoană de dumnezeiască întrupare. O, Tu, Doamne Dumnezeu, când te arăți sufletului meu, toate liniile se umbresc. Și Tu doar, cel personal, ești prezent și lăuntru și în afară. Ochii minții se închid, ochii trupului de asemenea. Prin chipul de ipostas te văd și eu pe tine. Ochi de minte, plecați genele de gând, lumină, intră în culcușul de dincolo, un viu prin el însuși care poate să izvorască totul, în care se întorc și se odihnesc toate. El, ipostasul față de care toate trec în umbra sa. Icoană, ochi de taină prin care se uită ipostasul ființial, din care izvorăște apoi lumina, prin care se văd cele nevăzute. Icoană, chipul ieșit în afară, care te faci locul de taină, unde ființa poate să se arate ca pâine Euharistie. Ochi de icoană, în tine Dumnezeu se vede și totodată noi, creația, ne putem vedea alături de Dumnezeu. Ochi de icoană, ești biserica de taină, unde mintea îngenunchează și tace, ca într-o suprainimă, unde inima lui Dumnezeu bate și unde inimile tuturor bat de asemenea, îngenunchiate. Loc suprafiresc de icoană, de aici se poate auzi cuvântul dumnezeiesc pe care îl scrii ca într-o carte, chivot al degetului lui Dumnezeu. Icoană, chip și loc de taină. Prin tine ne putem întâlni cu Dumnezeu. Într-un moment, dincolo de timp, Fiul creează și un chip de fiu de creație, în care El însuși se întrupează și vine înaintea Tatălui Dumnezeu: Părinte, iată-mă pe mine, Fiul Tău, deodată în două chipuri, ca Fiul ființial absolut pe care L-ai născut și ca Fiul de creație pe care Eu L-am conceput. Două chipuri neamestecate, dar unite în unicul meu ipostas de Fiul Tău. Și Tatăl binecuvintează. Și chipul lumii se ființează. Nu mai pot sta în întuneric, fantome mă chinuiesc, lumină, unde ești? Sunt eu ori cu adevărat sau afară este noapte? Din lumea aceasta plină de păcat, soarele s-a luat și trebuie să merg pe tărâmul celălalt. Să-l iei într-un vas și să-l aduci acasă. Este un loc unde este o scară, locul din icoană, ce are un capăt agățat de cer și unul jos, de pământ, pe care soarele coboară și tu, de la piciorul scării, trebuie să-l prinzi într-un anume vas, căci altfel curgeți fără oprire. Ai grijă să-ți ferești capul și ochii, mintea să nu scoată vreun gând, iar ochii să-i închizi. Cu o mare putere iese din soare și
și-ți va sfârâma mintea și capul și prin ochi îți va arde corpul. Stai plecat și cu palmele la piept înfundă-ți urechile să nu auzi, că așa de tare fulgeră și trăznește, te nu mai rămâi întreg. O, ce minune! Un drum dumnezeiesc este soarele ceresc. Pe scara din icoană, el senin coboară, cu mâini de lumină și cu un glas înduioșător ce cântă înfricoșător. Tatăl nostru a tuturor, tu ești Domnul domnilor, Tatăl, numele preasfânt, de la tine toate sunt. Și coboară tot cântând până vine jos de tot și de pieptul tău se atinge. Vrea în inimă să intre, dar nu încape și rămâne în căușul palmei. Stai așa de nemișcat, îți e frică să nu-l pierzi, că te arzi îți este frică. Glasul său te face parcă și tu să începi să cânti Tatăl nostru cel din ceruri. Pe scara icoanei a coborât cuvântul întrupat și s-a oprit. Și tu ești bucuros și necăjit că a venit la tine, dar nu poți să-l primești în inima ta strântă și murdară. O bucurie divină și plâns de păcătos, o rai cu iadul deodată, nu mai aveți prăpastie despărțitoare, este scara cuvântului între voi. Tu, Doamne, m-ai creat ca făptură pe care ai suflat pe cetea chipului tău, dar eu sunt dincolo de tine. Și tu trebuie apoi să intri în mine și eu apoi să te primesc pe tine, altfel rămân fără asemănare, pe care doar tu mi-o dai, ca o eucaristie veșnică a ta împărăție. Doamne, tu ai suflat chipul tău în mine, care s-a scris ca pe piatra lui Moise. Dar tu nu ești tu însuți acesta, ci doar umbra ta. Această pecete divină are în ea dorul după tine, pe tine însuți să te întâlnesc și să intri apoi în toată ființa mea, în inimă, cămara mea cea mai îndrăgită. Nu îndrăzni să privești în sus, nu îndrăzni să ridici mintea la cer, vezi pe Hristos, cel ce coboară pe pământ ca o scară, stai cu capul plecat, stai cu mintea în letanie, pune mâinile la piept și prinde-te de scară ce are piciorul ei pe inima ta. Scara Hristos leagă cerul de pământ. El coboară pe scară. Inima ta este prea strântă, nu poate intra în ea. Stă în dreptul pieptului tău ca o icoană atârnată la gât. O icoană lui Hristos, lipită de pieptul meu. Inima mea începe să audă taina ta de Fiu al lui Dumnezeu. Aude cum tu te rogi Tatălui și trezești și în mine dorul de rugăciune. Eu nu îndrăznesc să fac altceva decât ritualul icoanei, să mă închinui, să plec mintea în metanie, să strâng scara la piept, să mă agăț cu disperare de ea când valurile patimilor din mine și prăpăstile lumii vor să mă înghită. O icoană, scară de Dumnezeu, o iubire a lui Dumnezeu, te port ca pe o comoară de mare preț și aștept până când inima mea să poată să se deschidă ca un chivot raflă în care să te primesc și să nu te mai pierd vreodată. Icoană, icoană de la cer la pământ scară, te agăți la pieptul meu în care este Hristos cel de tare. Doamne Iisus, un anume cuvânt al Tău
este Sfânta Masă și Evanghelie în ființa sufletului meu. Cuvânt pe care l-ai zis când m-ai creat. Cuvânt altar, chip de Dumnezeu. Și acest cuvânt de taină, prin chemarea rugăciunea numelui tău, se face liturghie, euharistie, în biserica ființei mele. Împărtășirea dumnezeieștii creii, al cărei mare preot ești.